Am revenit, doamnelor și domnilor, cu niște imagini care spun că noi avem dreptate când spunem că în ANP, la penitenciare, afară e vopsigardul, iar leopardul este înăuntru. Colegii mei au obținut imagini în exclusivitate din sperietoarea penitenciarilor de la Jilava, locul unde domnul ministru Iordache s-a dus în control și băieții aia au fugit cu al treilea rând de paturi să nu-l vadă domn ministru să spună că este înghesuială. Ei bine, ia uitați că sunt trei rânduri de paturi și că acolo stau 21 de oameni într-o celulă de câțiva metri pătrați. Colega mea Liliana Năstase la telefon. Bun găsit, Lili! Ia uite imaginile. Cum comentezi? Celulele în care reprezentanții penitenciarului Jilava au permis accesul mass mediei sunt aceleași pe care le-a vizitat și ministrul justiției Florin Iordache weekendul trecut. Într-adevăr, există în una dintre celule, existau și trei paturi, însă în acele paturi, conform deținuților, nu doarme nimeni, pentru că paturile de sus sunt destul de șublede și așteaptă un deținut mai slăbuț pentru a nu exista incidente în caz contrar. Așa au spus, Liliana, că așteaptă un deținut mai slăbuț? Nu doarme nimeni în acel pat. În general, celulele au câte două paturi suprapuse, cele cu trei paturi nu prezintă o siguranță de 100%. Bun. Îți mulțumesc, Liliana, pentru informație. Foarte interesant ce motivează cei din penitenciar. Vă aduc aminte, doamnelor și domnilor, că în acest weekend, ministrul justiției, domnul Iordache, s-a dus inopinant, în ghilimele, în control la penitenciar, în urma articolelor de presă, care spuneau că e iadul pe pământ. Și acum cei de la Jilava ne-au spus că hai că puteți filma la insistențele noastre și uite, am filmat, e așa o cosmetizare pe repede înainte, dar eu când am afirmat că atunci când ministrul Iordache s-a dus și a văzut doar două rânduri de paturi și eu spuneam că sunt trei și au fugit aia cu paturile, toată lumea a spus că sunt nebun. Astea erau informațiile pe care le aveam. Iată că sunt este și al treilea rând de paturi, dar atenție, acolo sunt pentru deținuții mai slăbuți. Miron Cosma, bun găsit, domnule Cosma! Vă salut, stimate domni, și pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Domnul Cosma, noi am făcut împreună o emisiune zilele trecute despre condițiile din penitenciare. Uite, cei de la Jilava ne-au permis în exclusivitate să filmăm într-o celulă mai aerisită, dar tot cu trei rânduri de paturi și cu 21 de oameni în câțiva metri pătrați. Hai să comentăm așa, ei spun că al treilea par nu e ocupat, așa li s-a spus să spună, ci că se așteaptă un deținut mai slăbuț, așa. Deci, în primul rând, faptul că ați reușit să intrați în detenția normală, aș putea spune, cu toate că este anormal în mileniul 3 și anormal într-o țară democratică, vă felicit, pentru că e greu să ajungi acolo. La Jilava, condițiile sunt mizerabile. Ați văzut și dumneavoastră care e distanța între tavan și patul 3? Mi-ar place să-l pun pe director să se culce el acolo la patul 3 o noapte, să-l spună dacă doarme liniștit. În afară de faptul că tot acolo, la paturile respective, din cauza supraaglomerării, și n-am spus eu, am spus-o până la urmă domnul Ise Iordache, sunt grad de ocupare 150%. Deci nu pot să-mi imaginez că deținuții ceilalți dorm în poduri sau în canale, dorm în paturi câte doi, chiar trei în pat, stimate domn, într-un singur pat și poate că nu la nivelul ăla de sus, acolo mai mult doi, dar la celelalte nivele dorm cât chiar și trei în pat. Și dacă vă aduceți aminte, dumneavoastră ați mai transmis odată de la Târgu Jiu o făcătură, aș putea spune, a deținuților de acolo, care au vrut într-adevăr să tragă un semnal de alarmă asupra supraaglomerării și au făcut așa un dans al cu ghilimele de rigoare al homosexualilor, deci, pentru că nu era o realitate, ci o ficțiune, ci doar pentru că se gândeau ei și mi-au și spus că măcar așa vor impresiona autoritățile. Păi da, acum le-a dat și mâncare de cartofi cu carne, adică, hello, uite și tu, zici că ești la hotel de 5 stele, dar de fapt, spuneam și foarte clar, la vizite de-astea pregătite, așa cum l-a dus și pe domnul Iordache, l-a dus într-o celulă mai spălățică și la revedere. Hai că e bine la noi. Stimate domn, mâncarea, dacă cereți o cifră financiară, v-aș ruga eu să constatați că
virgulă, se cheltuie cu un deținut cam 600 de lei lunar. Păi ce poți să mănânci într-o lună, domnule, de 6 milioane de lei vechi, ca să înțeleagă lumea foarte clar despre ce e vorba. Ce poți să mănânci? Mai nimic. Deci acum, într-adevăr, când vin inspecțiile acestea cu ghilimele de rigoare, special media, care îi deranjează enorm de mult, atunci normal că vă duc în situațiile cele mai fericite. Vreau să vă spun și toată stima pentru ei. La Jilava, sunt camere în care deținuții au câștigat în instanță dreptul de pat, dreptul de aer, adică cei 1 metri cubi care sunt clar stabiliți 4 metri pătrați de spațiu și, bineînțeles însă, acestor deținuți li se creează în permanență probleme în ceea ce privește liberarea condiționată. Și atunci îl întreb eu pe domnul ministru al justiției. Este normal ca un deținut care câștigă în instanță un proces cu statul să nu-i fie liberat condiționat numai pentru că a câștigat procesul cu statul și a dat statul în judecată? Eu cred că domnul președinte Iohannis n-a înțeles foarte bine ceea ce a spus președintele CEDO. Președintele CEDO a făcut referire clară la grațiere și la faptul că, într-adevăr, România are aproape, stimate domn, 90% dintre toate contestațiile pe care le-au făcut Uniunea Europeană. Noi și Ungaria suntem în situația delicată în care vom ajunge azi mâine centru pilot ca Italia și vom plăti poate chiar 200 de milioane de euro anual. Cu toate că la ora asta, stimate domn, cu un deținut se consumă lunar 6,3 milioane de euro în condițiile în care, repet, pentru masă sunt 600 de lei pe lună. Întreb și eu, unde sunt banii? Unde sunt banii deținuților? Vreau să vă spun eu că în penitenciare nu s-a făcut o anchetă la nivelul conducerilor, la nivelul angajaților, la nivelul serviciilor pe care le fac, la nivelul șpăgii care se dă pentru, atenție, în pușcărie să știți că se dă spagă pentru curentul electric, chiar dacă unii spun că nu e adevărat. Firma, poate nu știu, firma e firma italiană, nu mai e firma românească, nu mai e curentul românesc. Pentru gaze, pentru apă, pentru pâine, pentru absolut totul. Și pâinea, repet, pâinea deținuților este o mizerie. Ca să nu spun eu, de exemplu, cumpăr pâine mai bună, o dau la Porumbei. Că, mulțumesc, țin, domnul da, Cozma, mulțumesc pentru intervenție. George Becali la telefon. Bun găsit, domnule Becali. Vă salut. Am intrat, țineți minte povestea, nu sunt două paturi, dar nu sunt trei paturi, dar uite că sunt pe imaginile obținute de colegii mei și repet, colegii mei au fost duși pe secția a doua, am înțeles, într-o celulă cosmetizată până la urmă. De ce se feresc cei de la ANP să ne arate realitatea până la urmă? Așa, celula asta are 3-4 într-adevăr, dar ni se spune că, vezi, doamne, acolo stau deținuții mai slăbuți, probabil sub 50 de kilograme. Hai să râdem. Păi nu, ce facem, domnul Becali, cu oamenii ăștia? Că, uite, scandal, ne-au permis să filmăm, hai să vă arătăm, uite, mâncare de cartofi cu carne, oamenii ăștia liniștiți, celula cu lumină, uitați ce frumos e. Dumneavoastră v-a dus să filmați ce v-au arătat ei, da? Păi altceva, o să intrăm de nebun pe acolo. Păi, dar nu să mergeți incognito, așa, adică, păi, nu știe nimeni. Acum, la bucătărie sau să verificăm în castronul deținutului ce îi dați, da? E cam greu incognito acolo. Și altă chestiune, carnea aia care este în cartofii ăia, ce carne este? Carne expirată, probabil. M-ați înțeles? Nu știu, domnul Becali, se pare că astăzi au avut mâncare bună, că a venit presa. Eu v-am spus ce v-am spus. Dar am vorbit și ieri și alaltă ieri. O să vorbim dacă e nevoie în fiecare zi. Pentru că să doarmă om la 4-3 este inadmisibil. Nu, că domnule, mai slăbuț. Ce ai mai slăbuț? E om. Cum să doarme la 4-3 ca animalele? Dar... eu vă spun încă ceva. Deci, și eram pe secția a patra, unde secția a patra era făcută pentru Năstase și erau persoanele VIP-uri. Deci puneam tifon la robinet ca să poate să se filtreze apa. Și după aia tifonul ăla a lăsat mizerie, negru era tifon. Deci apa aia n-avea cum să o bei. M-ați înțeles? Iar cine nu are bani să cumpere apă plată sau minerală, ce face?
Trebuie să bea apa aia, nu? Asta trebuie să facă. Altă chestiune. Aveam 2 ori pe săptămână apă caldă, dar nu 2 ori, 2 ore. O oră miercurea și o oră, martea și o oră vinerea, de exemplu. M-ați înțeles? Dacă nu prindeai ora aia, că trebuia repede, ca să într-o oră trebuia, de exemplu, într-o oră trebuie să se spele cât sunt pe cameră, 10 sau 15 sau 20. Dacă nu prindeai, la revedere. Oamenii care nu sunt, nu au putere, rămâne spălați. M-ați înțeles? Asta e chestiunea. Iar dacă mai aveți încă ceva, unde țin alimentele? Salamul, alea, unde le țin? Le țin toate alimentele sub pat, la grămadă, cu chiloții, cu ciorapii și cu hainele. Sub pat, acolo, unde au da, acolo. Da, acolo le țin, da. Aia este în regulă? Unde își usucă hainele rufele? Unde? Unde? Că n-au locuri de uscat. Domnul Becali, am o întrebare la dumneavoastră, că tot vin tot felul de informații. Ați fost la Jilava, nu? Da. Am înțeles că v-au prins cu un telefon pe acolo, așa-i? Pe mine? Da, așa vorbește lumea. Hai să vă spun ceva. Când am intrat în pușcărie, am luat regulamentul, l-am citit și am zis, îl voi respecta cu sfințenie acest regulament, pentru că eu, dacă faci lucruri necurate. Eu, de exemplu, ca să vă dau un exemplu, că nu permiteam ce este neregulamentar și nelegal. La Jilava a venit unul cu un cuțit. A zis, băi, Gigi, dacă vrei să tai, uite, cuțitul meu. Am zis, ia-l de aici, părerea mea, aruncă-l. Nu vreau să tai cu cuțit care este clandestin. Că n-aveai voie cu cuțit. Am înțeles. N-a vrut nici să tai măcar salamul. La Poarta Albă am găsit o revistă cu femei. Am luat-o, am zis, bă, nu vreau să spuneți că sunt absurd, că sunteți bărbați, sunt și eu bărbat. Dar uite care-i treaba. Și o asumă cineva, o era ascunsă. Cine a cui este? A zis un băiat, nea Gigi-a mea este. Bă, dacă ți-o găsește la control, ți-o asum, riști, sancțiune, nu nea Gigi. Dar la Jilava, stați așa, că am primit acum informația bine. Ați fost dumneavoastră filmat cu un telefon? Am fost filmat cu un telefon, mai multe filme au fost, dar am înțeles că atunci Bejan s-a întâlnit cu un patron sau director de televiziune, adică la RTV, nu știu, probabil cu Chită sau cu cine, că i-a spus lui Virgil, lui Vărămiu. L-a chemat la NP și a zis, domne, mă duc acum să mă întâlnesc cu cineva ca să iau, că sunt mai multe filme. Da, și le-a luat, probabil s-a căzut la înțelegere. Domnul Becali, nu, acum nu vă fac proces de intenție. Ideea este că acolo se vehiculează și apar telefoane, apar tot felul. Apar telefoane, sunt telefoane, dar eu vreau să spun că eu am fost corect. Eu n-am lăsat nici măcar o revistă. Păi nu, dar știți de ce? Pentru că exista un comunicat de presă, de acolo am plecat, prin care dumneavoastră ați fost sancționat, suspendat dreptul de a participa la activități culturale și sportive timp de 30 de zile, zic cei de la Administrația Națională a Penitenciarelor, că, mă rog, v-au filmat 2 deținuți acolo și că nu ați fi folosit cartela altui deținut pentru a telefona în afara penitenciarului. Așa da. Spunea lumea. Da, am folosit cartela unui deținut ca să sun pe Virgil Becali, adică acel deținut a trecut la administrație. Dom'le, vreau să treceți. Că acolo treci. V-a dat dumneavoastră minutele, am înțeles. Domnul Becali, nu, nu se atât. Acolo treci. Ăla a trecut. Haideți să vă întreb. Becali Virgil. Credeți... Eu am vorbit cu Becali Virgil și cu Meme Stoica. Domnul Becali, credeți că în urma dezolirilor din presă, mă rog, nu în toate pușcările din România e dezastru pe pământ, credeți că vor cădea capete la ANP? Deci, la ANP... Puteți să dați 17 grațieri și puteți să faceți cele mai frumoase pușcării de pe tot globul, ca în Danemarca și ca în Suedia. Dacă nu dați afară tot ANP-ul, aici e vorba de mentalitatea oamenilor. Oamenii au trezat afară pentru că ei sunt construiți așa, sunt crescuți, au mentalitate sadică și degeaba faci cu pușcării noi. Oamenii sunt învățați să pun de strac. Trebuie dați afară tot și oameni noi. Mulțumesc, domnul Becali, pentru intervenție. O zi bună, domnul Pintea.
Afară e vopsigardul, înăuntru hop leopardul.